Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Despre Noi Oamenii. Este vineri, este final de săptămână, încercăm să ne pregătim așa cum ar trebui pentru weekend, să ne mai descătușăm de tot ceea ce înseamnă probleme cotidiene, dar nu înainte de a-l muri, poate unul dintre lucrurile ce a ținut cap de afiș în aceste ultime săptămâni în județul Gorj, anume ce se întâmplă pe DN67, cu aplicarea acelui tratament cu criblură, o operațiune unde sunt foarte multe păreri, unele pro, unele contra pentru ceea ce se petrece acolo, au fost incidente în trafic, datorate în mare parte de viteza celor care participă la trafic, sunt voci care au acuzat pe cei care aplică acest tratament, sunt foarte multe voci de asemenea care țin partea celor în drept să aplice acel tratament. Vom încerca să vedem exact, să luăm povestea de la zero și să aflăm cum se aplică tratamentul, care sunt cauzele și așa mai departe, alături de reprezentantul secției drumuri naționale Târgu Jiu, domnul Cristi Tudor. Stimate domn, bună seara și bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Iată că vara sau de la jumătatea verii avem în continuare un subiect de discuție în presa locală, cu ecouri în presa națională, o aplicare a unui tratament specific pe DN67, pe o bună porțiune din DN67, însă automat am avut și niște incidente în trafic, de la vopsea zgâriată, de la parbriz spart, până la câteva incidente regretabile, niște accidente mai exact. S-a ieșit cu mașina în decor, au fost oameni puțin lezați de ceea ce s-a întâmplat acolo. Cum stau lucrurile? Dar mai întâi de asta aș dori să ne spuneți foarte detaliat în ce constă această procedură și cum de sunt atâtea voci revoltate împotriva ceea ce se întâmplă. Păi, în primul rând, sunt atâtea voci revoltate, vorbesc de vocile oficiale cu ghilimele de rigoare, e un moment bun de a ne mai face puțină campanie, de a mai auzi lumea de noi. Chiar dacă nu mai e campanie. Chiar dacă nu mai e campanie, măcar mai aude lumea. A trecut un an de zile de când a câștigat alegerile unii și acum n-am mai auzit de un an de zile, de foarte mulți dintre cei care în decembrie ne promitau marea cu sarea, dar politica în partea a doua a emisiunii o să o continuăm. Haideți să vreau să facem pe toată lumea să înțeleagă ce este acest tratament, de ce se aplică acest tratament. Asfaltul este format din niște agregate de munte sau de râu, depinde de tipul asfaltului din care este folosit, din piatră, ca să vorbim pe înțelesul tuturor, și bitum. Bitumul care este un produs petrolier, acea zmoală. Da? O zmoală. Mai departe, din acest bitum se produce emulsia. Este produsul acea emulsie care se aplică pe asfalt înainte de a se pune criblura. Dar să înțelegem de ce se ajunge la tratament. Asfaltul după câțiva ani de zile îmbătrânește. Fiind vorba de un produs organic, bitumul îmbătrânește. Piatra se duce în jos, coboară înspre adâncimea asfaltului, stratului, și atunci apar fisuri și microfisuri. Da, pentru că nu mai are ce, nu mai este legat. Apar acele suprafețe lunecoase înainte și acum se vede după Bengești. Dacă mergeți cu mașina, o să vedeți că este foarte nivelat drumul. Avem impresia că e o pistă de pavion. E foarte lin. Aceea este o mare problemă pentru conducătorii auto. Pentru că nu mai există rugozitate. Acesta este termenul tehnic, rugozitate. Asfaltul deja a devenit, începe să devină un derdeluș pe românește. Bun. Apar acele microfisuri. V-am trimis și niște poze, aș ruga colegii noastre la un moment dat să le și punem, să vadă lumea exact despre ce vorbim, să înțelegem exact. Ei, în aceste microfisuri, iarna și datorită tratamentului antiderapant, materialului antiderapant, datorită... Iată pozele. Exact pe dunga albă se vede o fisură mai mare. Stânga-dreapta ei sunt niște microfisuri. Ia uitați-le. Ei, în termenii drumarilor, astea se mai numesc faianțări. Că seamănă cu o faianță așa pusă, ca și cum am fi aplicat niște plăci de faianță. Atunci, în aceste fisuri și microfisuri, apa intră, îngheți, dezgheți, apar gropile. Venind cu acest tratament, în primul și în primul rând se închid toate aceste microfisuri și fisuri. Deci acestea nu mai există. Închizându-se, am sigilat drumul. Deci
tehnic și atehnic, dacă vreți, am sigilat acest drum, l-am închis. Nu mai avem în primăvară riscul de a apărea, de a apărea gropile. Bun, cum se face acest tratament acum? Și după aceea o să vă spun și care sunt avantajele cele mai mari ale tratamentului. Dar să mergem până la capăt, cum se face tratamentul? Emulsia care se aplică, deci acest tratament se aplică cu o combină, un utilaj special, nu se pune cu lopata cum scriau sau comentau anumite persoane, că se aruncă cu lopata, nu, este un utilaj asistat de un calculator care e reglat și pune niște cantități foarte, foarte clare de emulsie și de criblură. Spunea cineva că punem prea multă piatră. Nu putem să punem prea multă piatră din două motive. Unul este utilajul care este asistat de calculator, iar al doilea, dacă virgulă, constructorul. Pentru că acest tratament este făcut de o firmă, nu este făcută de angajații de la drumuri. Dacă el ar pune mai multă criblură pe drum, ar plăti-o din buzunar, pentru că noi îi decontăm pe suprafață, pe metru pătrat. Deci în niciun caz nu îi decontăm pe tonă. Dacă i-am decontat pe tonă, ar putea da de bănuit, pune foarte multă, să consume multă criblură, să-i dea drumurile bani mulți. Nu poate să pună nici mai puțină emulsie, pentru că atunci ar apărea niște pete foarte mari pe asfalt, unde avem pe o parte niște dalmațieni, așa, avem griblură. Dacă n-ar pune emulsie suficientă. Deci utilajul vine, face un film de emulsie, după care imediat e o distanță, nu știu, de 30-50 de centimetri între partea care pune emulsie și partea care pune criblura. Și vine și astupă cu criblura emulsia. În spate vine un cilindru compactor care o tasează și o așează pe drum. Acum, care sunt avantajele? Deci cel mai mare avantaj este că toate fisurile se închid. Nu mai există riscul de a apărea gropile în primăvară. Asta este cel mai mare avantaj. Un alt mare avantaj, cum vă spuneam, din cauza că bitumul, agregatul din asfalt se duce și rămâne foarte lin asfaltul, ne mai având frânat, avem distanțele de frânat foarte mari. Dacă vreți, facem și un test, mergem și punem o frână la aceeași viteză pe sectorul de drum fără criblură și punem frână pe sectorul de drum cu criblură. Să vedeți că de mult scade distanța de frânare. Scade la peste 50%. Deci deja un avantaj foarte mare. Pentru că avem rugozitate, avem aderență. Un al treilea avantaj este riscul de a se forma polei pe un tratament, pe criblură, este aproape zero. Pentru că nu mai are cum să formeze. Piatra fiind vârful pietrei, nu are unde să mai formeze pelicula de polei. E o chestie logică. Și atunci v-am spus trei mari avantaje ale tratamentului cu criblură. Acum, ce s-a întâmplat, v-am spus, acest procedeu este foarte bine, foarte bine făcut și gândit, dar toată lumea trebuie să fie de acord și să respecte niște reguli. Dacă noi mergem cu 40 de km la oră, păstrăm o distanță față de colegul participant la trafic din față de 30-40 de metri, garantat nu se întâmplă. Eu fac acel drum zilnic pentru că merg acolo pe teren, n-am geamul spart. De ce? Pentru că am respectat și distanța și viteza. Într-adevăr, am avut situații când eram împreună cu domnul director regional, eram împreună cu domnul comandant de la poliție în teren să monitorizăm situația, să vedem, să ne asigurăm că totul se face tehnic conform fișei tehnice și caietului de sarcini, și a trecut un șofer cu o autobetonieră, am crezut că ne omoară pe toți acolo, avea undeva la 70 la oră, minim. Și râdea la noi, îl distra cum arunca piatra în spate. Ce poți să-i ceri unui astfel de om? Și atunci am solicitat sprijin de la poliție și mereu ați văzut că sunt echipajele de la poliție, Scoarța, Bengești, sunt mereu pe zonă și mai temperează puțin din elanul șoferilor. Ați făcut referire la niște evenimente rutiere. Unul dintre cei care au avut un accident a declarat poliției că în timp ce mergea, a trecut o mașină în viteză pe lângă el, i-a aruncat o piatră și a închis ochii. S-a speriat și a închis ochii și s-a trezit pe câmp. Să mă ierte Dumnezeu, la acel șofer trebuie să iei permisul să-l tai. Nu poți să spui așa ceva. După care și-a dat seama de gafa făcută și a declarat că l-a acroșat o altă mașină și poliția toată a stat să caute mașina care l-a acroșat.
Acum fiecare înțelege ce vrea. Dacă ne uităm pe paginile de socializare la postările acestea cu accidente, o să vedeți că 80-90% dintre cei care postează spun că dacă păstrezi viteza, n-ai cum să te răstorni. Deci la 40 de km la oră nu poți să te răstorni cu mașina sau să te răstorni să o lovești într-un, să o duci la un așa mare grad de degradare, să o lovești atât de rău. N-ai cum. Asta înseamnă că toți au depășit acea viteză. Am avut eveniment neplăcut când era să ne lovească pilotul de trafic. A venit cu viteză, s-a trezit, dacă nu sărea într-o parte, îl lovea de Daniel. Înțelegeți? Deci, astea sunt problemele cele mai mari. Același tratament s-a aplicat și pe partea de Târgu Jiu, Motru. Aceeași firmă l-a aplicat, aceeași perioadă din an, nu au apărut aceste probleme. De ce? Pentru că acolo nu este traficul atât de mare. Și acolo au venit oameni cu parbizele sparte, s-au îndreptat împotriva firmei, pentru că și asta vreau să menționez, toți care se consideră că și-au spart parbizul, ne-a lor, zic, domnule, l-am spart aici. Foarte bine, bun. Vin la, toți care au venit la noi, le-am pus la dispoziție datele de contact ale societății comerciale care efectuează acest tratament, să meargă, să ia legătura cu dumnealor, să-și clarifice situația, să-și primească despăgubire sau mai departe ce vor să facă. Societatea are o asigurare și o garanție depusă. Nu putem să le dăm noi banii, compania de drumuri, să le dăm banii pentru parbizele sparte, pentru că de această lucrare răspunde o societate comercială. Deci dacă se vor adresa instanței, nu compania națională de infrastructură rutieră este responsabilă, exact. Și nu împotriva companiei, ci împotriva societății. Oricum, cred că unii, dacă au mers în instanță anumite persoane și au cerut daune împotriva secției de drumuri sau companiei naționale de RDP-ului, juriștii noștri vor face notificarea în instanță că nu noi am făcut lucrarea și o să pun la dispoziție datele firmei, pentru că noi nu avem nimic de ascuns. Câteva chestiuni aș dori să ne lămuriți. Sunt foarte multe filmări în mediul virtual unde se vede cum, fie noaptea, fie zi, dar preponderent ziua, pe mijlocul drumului s-au format adevărate dune de pietre. O chestiune. O altă chestiune, foarte multe persoane consideră, fie în mediul virtual, fie în viața de zi cu zi, să spunem așa, în realitate, că dimensiunea acelei cribluri nu este așa cum ar trebui să fie, ci este mai mare. Adică acele pietricele nu sunt pietricele. N-are cum. Această lucrare este făcută conform unui caiet de sarcini. Vreau să vă spun că pe săptămână, o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână vine laboratorul de la DRDP, inopinal, nu știm nici noi de la secție când vine laboratorul, este trimis de directorul regional, de domnul Bratu, vine inopinal și ia probă din piatră și emulsie, fără să știe nimeni când au venit, când au luat. Toate buletinele de analiză au venit conform. Deci se respectă acele dimensiuni. Am văzut și eu la un moment dat pe la televizor o anumită persoană care arăta niște pietre. Corect, piatra vine din carieră. Este cernută de niște site. Nu spun că la câteva zeci de tone de piatră să nu scape o piatră, două, dar acele pietre nu ajung în drum, pentru că prin combină nu trec. Combina are niște cilindri care sunt reglați la dimensiunea pietrei. Astfel încât o dimensiune mai mare... O dimensiune mai mare n-are cum să treacă. Ei, băieții de pe... M-am dus și am discutat cu reprezentantul societății de unde au apărut acele pietre acolo și m-a luat de mână și mi-a arătat locul de unde a luat acel domn pietrele. Ei când se întorc cu combina, când o curăță, le aruncă într-un colț. Într-o grămadă. Ei, de acolo s-a dus și le-a luat. N-a luat din grămada care trebuia, care era pentru dusă ca să fie încărcată, să fie așternută pe drum. Deci piatra mare nu are cum să ajungă din combină în drum. Am înțeles. Un aspect lămurit. De ce se formează acel strat de dune pe axul drumului? Da. Pe mijlocul. Da. Și pe mijloc și pe margini. Și pe laterale. Da. Corect. Deci după ce este pusă criblura, circulația trebuie să stea oprită undeva la o oră, două ore, depinde de temperatura de afară. Pe DN67, după cum știe toată lumea, între pe tronsonul Târgu Jiu, Vâlcea și în special până în intersecția de la Scoarța, unde se desparte traficul, este cel mai mare trafic din județul Gorj. Avem mare decât pe DN66, pe european. Fiind foarte mare traficul, nu poți să ții două ore drumul închis. Și atunci poate i-a dat drumul mai devreme, l-a ținut 40 de minute, poate o oră, depinde de trafic.
foarte mulți șoferi iarăși ce fac? Băieții, piloții de trafic le fac semn când oprește pe un fir și îi face semn să, când dă drumul la circulație, ei, vin imediat după pilot și se bagă pe cârbura așternută atunci. Înțelegeți? Deci nu merg pe tronsonul pus dinainte, da, sau unde nu e pus drumul, se bagă pe tronsonul ăsta și aruncă piatra. Aia este piatra alergătoare, care în momentul în care se consideră tehnic că trebuie să poate intra cu peria, ca să nu, dacă intri imediat cum spuneam, că îți dea cu peria continuu, păi atunci iei toată piatra care ai pus-o. E logic. Pun piatra, dau cu peria, am luat-o înapoi. La două ore, două ore jumate, poate să intre peria, pentru că emulsia s-a rupt, așa în termenii noștri, spune că a rupt emulsia, adică este întărită, e ruptă, nu se mai dezlipește. Și atunci vine cu peria. Ei, dacă în timpul ăsta de când ei au așternut-o și traficul a antrenat criblura alergătoare, au venit și au filmat, e normal că au găsit-o acolo. Și vă spun lucrul ăsta, și eu am văzut-o și eu am întrebat la rândul meu, că n-aveam de unde să știu, că nu toți ne-am născut învățați ca unii doctori. Nu. M-am dus și l-am întrebat pe patronul societății, pe reprezentant, el stă permanent pe teren pentru a nu exista probleme, e un specialist în domeniul ăsta de tratamente rutiere, lucrează în toată țara, nu numai la Târgu Jiu sau numai la Craiova, și l-am chemat, domnul, te rog frumos, vină și explică-mi și mie de unde e asta, și mi-a arătat și am văzut la fața locului. Dacă aveți timp, poate să stăm împreună o zi întreagă pe teren, o să vă convingeți că așa e. Antrenează piatra și până vine peria să o ia, într-adevăr, dar dacă mergem cu viteza aia de 40 de km la oră maxim, nu se întâmplă absolut nimic, garantat. Știți care este chestiunea legată de viteză? Fără discuție, o respectare a limitei de 40 cu siguranță se impune. Problema este că apar chiar victime colaterale, adică eu, dumneavoastră și alții mergem cu 40. Dar ce te faci cu cei care vin din sens invers sau chiar din sensul tău, te depășesc? Te depășesc. Corect. Și au mult, pentru că la ce se aplică pe șosea, un 20 de kilometri în plus este deja sesizabil, da. Grav. Da. E, dacă îți vine din față un 60, tu poți să circuli și cu 10 la oră, poți să circuli și corect. Cu 15 la oră. Din păcate, noi nu avem ce să facem în situația asta, decât să ne asigurăm că firma care face aceste lucruri are montate toate indicatoarele rutiere, are montate indicatoare peste tot, semnalizarea rutieră corectă, și să facem apel permanent cu ajutorul dumneavoastră la să normalitate. Facem apel permanent să ne rugăm de oameni să meargă, pentru că nu trebuie să mergi, zicea cineva, doamne, dar mergi de aici până la Bengești sau până la Vâlcea cu 40 la oră? Nu. Porțiunea aia cât lucrează astăzi și a doua zi. Atât, deci o porțiune mai mult de 500 de metri nu sunt, care trebuie să-i mergi atent. Mergem acum după emisiune, dacă vreți și la următoarea emisiune noastră o să spuneți că am avut dreptate. Mergem împreună până la Piștești, coborâm la pantra Piștești, dacă noastră auziți o piatră ca sărit și mergem cu ce viteză vreți. Eu mă risc, îmi risc permisul să merg să depășesc 40. Dacă auziți o piatră, mea culpa. Am înțeles, dacă au colegii din regie, avem două filmulețe, două calupuri de filmulețe pregătite. O filmare făcută undeva în zona Hațegului, unde se aplică amend. Iată, avem aici o filmare făcută de un prieten de emisiunii. O jumătate de drum aproape pe care s-a aplicat un tratament. Da, pentru că utilajele nu acoperă o bandă întreagă, merg pe 2 metri, exact așa merge și ăsta de aici. La fel se face din 3 treceri. Urmează un alt filmuleț de iată câteva secunde unde se vede cum arată criblura pe drumul respectiv de Hațeg. După care o să avem o filmare, nu știu cât se vede, iată, se vede... Da. Ce e criblura alergătoare, exact asta vă spuneam, înainte de a trece, mătura. De ce două diferențe sesizabile? Pentru că este un tratament, este alt gen de tratament ăla. Acela este un șlam. Așa se cheamă. Este un șlam, un tratament subțire cu emulsie și cribluri care sunt amestecate în emulsie. Deci este un alt tip de tratament. Ăla e dublu din câte am văzut în a doua filmare, în a doua parte. Da, era turnat și al doilea strat. Deci se toarnă odată criblura amestecată cu emulsie, după care se vine cu încă un strat de criblură. E un alt tip de tratament. E un șlam. S-a făcut pe Severin. Este mult mai scump acest tip de tratament. Și mai eficient? Eficiența, acum părerile sunt împărțite. Unii spun că nu este mai eficient din cauza riscului de a exuda emulsia.
De exuda. Ce înseamnă asta? Apar petele de zmoală. Când m-ați la un dat pe drum, apar niște pete, așa de zmoală vara, care da, să moaie și mergi pe ele să ia și pe rost. Ei, acea exudare, de fapt, problema nu este vara, problema este iarna, când nu mai ai niciun fel de aderență pe ei. Acea bucată, când ai exudat, e luciu și nu mai ai niciun fel de aderență. Tratamentul ăsta cu șlam e destul de nou, aș putea să-i spun, în zonele noastre. Nu știu, o să ne dăm seama în primăvară care a fost mai bun. O să luăm numărul de evenimente rutiere și vedem care a fost mai și probe mai de bun. De la fața locului. Da. La prima vedere, dacă nu e specialist, se vede o diferență. Este o diferență, da. Șlamul, v-am spus, e un tratament, e mult mai subțire, e o piatră mult mai măruntă, care se pune, se îmbracă în emulsie, e normal să fie altfel. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macar de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră!
Casa de discuri Emmy Events Music a lansat pe piață albumul muzical Pun pariu cu tine viața al îndrăgitei interprete de muzică populară Cristina Turcu Preda. Am făcut pariu cu viața că nu fură tinereața, ia să țină firul bine, eu să am grijă de mine. Emmy Events Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. www.emmyeventsmusic.ro. Primăria și Consiliul Local Bălești vă invită la Zilele Comunei în perioada 6-8 septembrie. Vineri, 8 septembrie, începând cu ora 19, sunteți invitați la un spectacol extraordinar de muzică populară, unde vă vor încânta Diana Istudor, Teodora Pană, Olguța Berbec și Remus Novac. Și ca o fire răsfățată, la 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 la, te iubești cu lumea toată, la 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 la. Dumitru Vasilescu. E muzică în sat și de mult n-am mai jucat, ia faceți-mi loc, cum mândra să joc. Emil Badea. Muncesc și fac bani cu poală, păi cum să nu beau vin cu oala, dacă acum nu trăiesc, atunci pentru ce muncesc? Invitat special, Petrică Mâțu Stoian. Ia-o zvând o dață, cepe și joacă, ce să pricepe, nu mai sta puițule, hai da repede. Acompaniază orchestra Emmy Event Music. Totul se va încheia cu un grandios foc de artificii. Zilele Comunei Bălești, 6-8 septembrie. Teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vânt teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vânt teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vânt teren 2.500 metri pătrați comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Tabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Am revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii, o emisiune dedicată, cu ghilimele de rigoare, scandalului privitor la criplura depusă pe sau aplicată pe DN67. Au fost incidente în trafic, foarte multe persoane care s-au supărat pentru vopsea zgâriată, pentru parbriz spart.
cum spunea și reprezentantul SDN Târgu Jiu, domnul Cristi Tudor, toți cei care se consideră îndreptățiți să-și recupereze banii pentru vopseaua, parbrizul și așa mai departe, pot să acționeze în instanță, însă foarte important, spunea dumnealui, nu Compania Națională de Infrastructură Rutieră este responsabilă. Sau DRDP sau SDN. Așa, deci responsabile nu... pentru ceea ce se întâmplă în trafic pe această porțiune unde se aplică tratamentul, ci firma constructoare. Deja existând, se pare, persoane care s-au îndreptat în instanță împotriva acestei firme. Aș vrea să vă spun, să mai lămurim un aspect. Toate persoanele care au venit până acum la SDN cu solicitarea de a primi despăgubiri, au venit cu o cerere scrisă, toți au spus că a trecut cineva cu viteză pe lângă el. Ori din sens opus, ori l-a depășit. Deci asta e un semn clar de întrebare. E de vină tratamentul sau sunt de vină aceia care nu respectă legile? Deci toți au spus, a trecut un nebun pe lângă mine cu viteză, cu o dubă, în special conducătorii de vehicule mari sunt cei care nu respectă, pentru că știu că lor nu li se poate întâmpla. Știu că lor nu li se poate întâmpla. Sunt mai sus, parbriz, nu au nicio treabă și de obicei 90% din cazuri ei sunt cei care nu respectă. Și atunci ne punem întrebarea, este de vină tratamentul sau sunt de vină conducătorii auto care nu respectă? Pentru că, o luăm altfel, avem tronsoane de drum unde nu e tratament și avem foarte multe accidente. De exemplu, DN66 pe Drăguțești. Avem foarte multe accidente. Acolo nu e tratament, nu e criblură, nu e șlam, nu e nimic. Nu, acolo este pur și simplu viteza și responsabilitatea în a conduce pe o linie dreaptă, pentru că ăsta este handicapul, este o linie dreaptă. Din nefericire trece prin localitate, vedem în ultimele două luni 6-7 accidente, dintre care 3-4 grave. Da, în ultimele două zile am avut, în ultimele două săptămâni au fost 3 sau 4. 3, da, 3. Da. Acum ne-a acuzat cineva că am făcut capetele de pod. Să mă ierte Dumnezeu, capetele de pod au fost întotdeauna. Și pe toate drumurile țării sunt capete de pod. Dar unul dintre evenimentele grave care a avut loc anul trecut, n-am mai avut nicio legătură cu capetul de pod. Deci pur și simplu a intrat în șanț și s-a înfipt ca un creion așa într-o ascuțare în tub. N-a lovit capătul de pod. Capătul de pod a rămas intact, dar mașina s-a înfipt în tub. Știți care este problema? Problema este veche și privește peste... cred 95% din ceea ce înseamnă drumurile din România. Și este o mare problemă și nu va putea fi rezolvată pentru că n-ai cum să o iei de la zero. Au fost construite prin localități. Da. În momentul în care un sat, nu vorbim de oraș, un sat este traversat de un drum european, de un drum național, chiar și de un drum județean, exact, este imposibil să nu existe incidente în trafic, mai ales când n-ai de-a face cu linie dreaptă cum e la Drăguțești. Da. Din păcate... Și n-ai cum să iei de la zero. Ce să faci? N-ai cum decât să faci variante de ocolire, dar și variantele de ocolire, vedeți, de când ne chinuim și cu varianta de la Târgu Jiu să o punem pe linia dreaptă. Tot vorbeam de niște linii drepte. Vedeți, de cât deja avem câțiva ani de zile de când ne chinuim să o deblocăm, să-i dăm drumul linie dreaptă. Și apropo de fonduri și de tot ceea ce ține de actul, să-i spunem, guvernamental, deși până la momentul respectiv nu l-auzisem având o opinie privitor la aplicarea tratamentului, se pare că președintele executiv al PSD Gorj, domnul deputat Weber, a solicitat chiar celor de la nivel central, ministrul, nu știu exact cui a solicitat, să se stopeze aplicarea tratamentului de criblură după, atenție, doar după ce dumnealui s-a spart parbrizul. Adică pot înțelege ideea în care solicită, dar de ce în momentul în care s-a spart parbrizul și nu când anterior, când a văzut că se panicaseră oamenii? Două luni. Trecuse destul de multicel. Repet, pot înțelege gestul, domnule, la presiunea oamenilor, dar de ce acum când ți s-a spart ție parbrizul? Nu, eu mă gândesc că domnul Weber l-a sunat pe domnul ministru Cuc sau pe domnul Ioniță, directorul de la CNIR, directorul general al companiei, să-l întrebe de finanțarea celor două drumuri. Mă gândesc că asta a vrut să ne spună, că a vorbit cu ministrul. Niciun caz că oprește o lucrare de infrastructură care este de interes foarte mare. V-am spus mai devreme ce înseamnă, care sunt principalele beneficii al acestui tratament. Mă gândesc că poate de aia a sunat, dar s-a pierdut când și-a adus aminte de parbrizul spar și a greșit cumva. V-aș sugera să recitiți declarația. Este cu subiect și predicat că a solicitat sistarea lucrărilor. Poate a cerut sistarea și să-ți bate să aducă finanțare pentru un covor asfaltic nou. Ar fi o idee. Ar fi o idee, dar nu trebuia să ne-o spună. Dar nu ne-a spus. Înseamnă că vrea să facă o surpriză cetățenilor, să vină cu un covor asfaltic nou pe DN67.
totuși de 2 ani de zi, de cât a trecut un an de zile, mai avea 4 ani înainte, noi ne chinuim din 2014 cu centura, niciodată nu l-a interesat subiectul varianta de ocolire. Dar îl interesează un tratament? Da, după ce i s-a spart parbrizul. Ca de fapt toți parlamentarii de Gorj, acum nu mai vorbim din punctul de vedere al reprezentantului Drumul Național, ci vorbesc din punctul de vedere personal, eu, Cristi Tudor, fost candidat și activ în viața politică, vreau să vă spun foarte sincer că pe niciun parlamentar de Gorj nu îl interesează infrastructura din județ. Un singur parlamentar ne-a chemat de 2 sau de 3 ori la niște discuții, e vorba de domnul Cârciumaru, să ne întrebe ce facem, în ce stadiu suntem, dar la discuții, a rămas totul la discuții, ne-a promis sprijin, dar măcar ne-a chemat. În rest, bine, domnul nici... senator, îl știm din momentul în care era primar și știm că avea 10 milioane de agende, își nota și acolo bunea în agendă. Da, și l-a notat în agendă, nu știu, dar măcar ne-a chemat, bă, ce se mai întâmplă, unde mai aveți problemă, hai să vedem. I-am spus, acum sperăm să se și întâmple lucrurile care ni le-a promis. V-ați conformat solicitărilor domnului Weber de a stopa acțiunea? Domnul Weber nu este director general al companiei, nu este director regional, nu este... Este deputat de Gorj în Parlamentul României, dar nu are treabă cu partea tehnică. Și care conduce o comisie foarte importantă, vă rog frumos, în siguranță. Da, dar nu de transporturi. Și nici atunci nu ne conformam. Nu poate să vină cineva din afară să spună oprește o lucrare care dacă... oricine, șeful de secție sau directorul regional spunea stop joc, că a spus domnul Weber, avea niște bani de dat constructorului. Că știți foarte bine că acele claim-uri, revendicări, sunt contracte foarte clare. Nu. Noi trebuie să verificăm și lucrul ăsta se face zilnic. Acest șantier este un diriginte de șantier, inginer de drumuri. Este permanent, vine laboratorul și permanent vin de la siguranța circulației și de la tehnic de la Creva. Inopinant, nu știe nimeni când vin, când pleacă. Nu poți să te duci să-i oprești lucrarea pentru că a spus domnul Weber. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Da, dacă noi constatăm, noi sau Craiova sau laboratorul constată o deficiență tehnică sau de aplicare a acestui tratament, da, atunci poți să oprești lucrarea. Dar când dovedesc buletinele de analiză că totul se desfășoară conform caietului de sarcini și totul se respectă din partea constructorului, nu poți să te duci să-l oprești. Pentru că vine și cele banii, da, mă opresc, da, bun, ok, trec la umbră, băieți, muncitorii, trecem la umbră, aprindeți sigările, să nu ne știți că ne plătește compania, asta e. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Cât la sută ați acoperit până acum și cât mai este, sau în timp, cât mai durează până când se termină? În momentul de față suntem în zona Bengești, Ciocadia, închide tronsonul de drum până acolo, facem reparațiile, pentru că ce vreau să vă spun... Ce înseamnă reparații? Reparații sunt marginea, cum ați văzut și la tratamentul de șlam, că acolo se vede mai bine, la griblura aia neagră. Combina nu acoperă o bandă întreagă de mers. Da, vine din 80%. 80% și vine din 3 treceri. Ei, și de o parte și de alta a drumului, pe ambele sensuri, mai rămâne de la Dunga Albă până în acostament. Nu știu, undeva la 10 cm. Da, jumătate de... lățime de palmă. Exact. Acum vine și acoperă și această porțiune de drum, face reparațiile unde nu s-a prins scriblura, pentru că sunt zone unde nu se prinde, apar frânările bruște, au fost frânări bruște până ca emulsia să rupă bine, să nu mai poată fi angrenată scriblura de pe drum. Au fost frânări, au fost pete de ulei, de combustibil. De exemplu, Nea Gheorghe i s-a stricat raba în drum, s-a apucat aerisit-o și a curs motorina. Nu vă gândiți că a venit și a pus o tavă sub ea să nu curgă motorina pe asfalt. Nu. Acolo nu mai prinde emulsie. Dar acolo în timp va fi o groapă. Afară, de exemplu, și la accidente și în urma unui accident unde sunt scurgeri de carburanți, se vine, se frezează, se pune un strat, un covor nou de asfalt pe toată acea porțiune, pentru că unde a curs motorină sau benzină este compromis asfaltul. Din păcate la noi nu putem să facem lucrul ăsta dintr-un motiv destul de simplu, nu suntem anunțați întotdeauna când sunt accidente rutiere foarte grave. Deci aflăm deja destul de târziu, în condiția în care noi avem secția de drumuri, are în dotare material absorbant care să intervină imediat la scurgerile de uleiuri, de hidrocarburi. Vine, acționăm cu material antidrapant și nu mai apar probleme. Din păcate, sperăm să găsim înțelegere până la urmă, să facem un protocol destul de bine bătut în cuie, să nu mai fie aceste probleme. Spuneați dumneavoastră că există un, sau utilajul... Să terminăm.
termină reparațiile, după care încep marcajele rutiere. Da. Pe tot acest tronson va fi marcaj ceea rutier ce nou. Ceea ce ați anunțat că veți face în scurt timp. În scurt timp, acum, cred că mâine... Deci nu ascultați de domnul Weber. S-a reținut. Păi, nu știu, poate altcineva să asculte politic de dumnealui. Eu nu fac parte din partid, deci nici măcar politic nu pot să ascult. Deci nu. Noi ascultăm de către conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Sunt singuri și de direcția regională sunt singuri care pot să spună opriți, nu opriți, porniți, nu porniți. Până atunci tratamentul continuă normal, dar v-am spus, ne oprim la Bengești pentru că un factor foarte important în aceste tratamente este clima. Dacă este umbră, nu este soare afară, chiar dacă sunt pe undeva la 20 de grade, lucrezi bine. Dar obligatoriu soare. Dacă nu este soare, nu ai voie să lucrezi, pentru că nu se evaporă apa din emulsie și nu rupe. Deci un factor foarte important este, de fapt, cel mai important este soarele. Nu neapărat să fie 40 de grade. Nu, să fie soare. Spuneați dumneavoastră că toată această tehnică aplicată este una asistată pe calculator, deci calculatorul teoretic n-ar putea fi păcălit nici la cantitatea de emulsie sau volumul, e lichidă mă gândesc, lichidă, da? Deci iată, volumul de emulsie și nici la... emulsia mai are, vă întrerup mai puțin ca să lămurim, în afară de bitum și apă, în compoziția emulsiei este și latex, care permite, în momentul în care intră în fisură și trec niște mașini de tonaj greu sau apar diferite angrenări ale drumului, permite să nu se rupă emulsia, să nu rupă bitumul, să apară din nou fisură. Deci, permanent, acolo va fi ceva elastic. Au existat speculații, nu vă ascund că sunt unul dintre cei care au crezut acest lucru, că nu se aplică un volum suficient de emulsie pe tronsonul lucrat și de asemenea au existat speculații, aici n-am aderat la aceste speculații pentru că n-am timp să fac săpături, că contractul în sine, dacă putem să spunem așa, a fost unul cu semnul întrebării, cu dedicație dată constructorului. Putem... Este un contract care se poate verifica în sistemul electronic de achiziții publice, în SEAP. Este un contract de întreținere, tratamente bituminoase cu cribluri pe toată regională, deci nu e pe secția Târgu Jiu. Ce înseamnă asta? De toată la regională. Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți. Deci această societate face tratamentele pe toată regională. Deci, cu alte cuvinte, e un contract transparent? Un contract transparent, contract cadru pe 4 ani, întreținere cu tratamente bituminoase. Deci nu este apărut repede acum, băgăm repede DN67 de la Târgu Jiu până la Milostea, facem o tiribombă. O tiribombă repede. Nu, e un contract cadru pe 4 ani, licitație și credeți-mă, la drumuri nu prea să riscă nimeni, pentru că diferența între drumuri și alte departamente sau la noi să cam vede ce lași în urmă. E, aici v-aș contrazice, avem totuși cazul Bechtel. Avem cazuri celebre în țară unde au riscat mulți. S-au riscat. Dar haideți să vă dau un exemplu. Spunea cineva, lasă nu că la asfalt poți să furi. Cum? Am întrebat și eu de curioz. Zic, cum? Păi bagi mai puțină piatră, bagi mai puțină emulsie. Hai să vă zicem foarte clar. În momentul în care se face recepția unui drum, fie că e finală, fie că e parțială, fie intermediar sau este o sesizare, ce strină organismul nostru de control de la București, centru de informații și informatică, vine cestrinul, au niște carote, deci au niște utilaje, credeți-mă, compania de drumuri are dotări foarte bune, în special pentru controlul lucrărilor, pentru că majoritatea lucrărilor fiind făcute cu terți, acestea trebuie controlate foarte bine. Și vine, îți ia carotă, nici măcar nu știi că e mașina de la cestrin. Este un microbuz alb, decupată podeaua și de acolo iese carota. Coboară și a tras carotă, ți-a luat proba din asfalt și a plecat liniștit. Sau vine și îți face... calculează dacă ai compactat, gradul de compactare al drumului. La fel, tot cu astfel de mașină vine și îți face direct gradul de compactare. Deci, cu alte cuvinte, apropo de emulsie, este exclusă varianta, este exclusă varianta să fi de a fi mai, mai puțin. Puțină sau de a fi proastă, pentru că este produsă de același de constructorul care face și lucrarea, este și producătorul emulsiei. Și vă dați seama că nu și-ar face singur o antireclamă. N-ar avea de ce, pentru că, atenție, el nu face emulsia să o folosească numai la ăsta, el vinde emulsie. Deci este unul dintre jucătorii importanți pe piața emulsiei bituminoase și nu și-ar face singur o antireclamă
să se audă la Târgu Jiu cu emulsia lui X, nu-i dăm numele, n-a rupt și a sărit toată piatra, e drumul făcut numai petece. Dați seama că nu s-a riscat, pentru că sunt niște bani foarte mulți. Parlamentarii noștri ar trebui să-și pună un semn de întrebare, de ce România nu mai este un pion important în piața de producătoare a bitumului? Pentru că noi am fost, eram printre cei mai mari din Europa producători de bitum. De zmoală, ca să o traducem. Bine, noi am fost printre mari producători, da, multe. Domnule. Avem la surplacul de Barcău combinatul de producere a bitumului din șisturi bituminoase, deci naturale, din nisip, care este conservat, mâine te duci, rupi sigilele, lacătele, ce mai e pe el, îi faci o revizie minimă, i-ai dat cheie și pornești. Acum 5 ani erau undeva stocurile de șisturi bituminoase din zonă, acopereau necesarul de bitum a României pe 100 de ani. Nu, noi preferăm să-l importăm bitumul din Ungaria, Polonia, un mare jucător pe piață a închis fabrica de la Ploiești și importăm de la ei, din, de la rafinăria din Ungaria și tot așa. Păi e mai comod întotdeauna să cumperi, mai ales când ai așa o cotă parte la aceste, da, pentru că acest bitum, vă dați seama, nu e folosit numai la asfalt. Sunt șindrile bituminoase, sunt emulsiile care pentru hidroizolații. Deci se folosește foarte mult. Vin vagoane, trenuri întregi vin în România cu bitum. Noi având două combinate, unul la surplacul de Barcău și mai avem o rafinărie foarte mare care, din păcate, cea de-a doua a fost distrusă, era pe petrolier. Deci, ca să înțelegeți, e ou din curte cu ou din crescătorie. Ăla natural, vă dați seama, la surplacul de Barcău e un bitum extraordinar față de asta care e făcut chimic. Dar din păcate le-am închis pe toate. Păi asta să ducă domnii deputați să vadă. Bă, care ați închis, mă, fabrica aia și de ce? Cât o să mai dureze până când se va finaliza complet? Sincer, nu pot să vă răspund la întrebare, pentru că vrem să finalizăm tronsonul ăsta care este început, să-l terminăm cu tot cu marcaje și după, în funcție de starea meteo, de timp, se va decide de către direcția regională, continuăm anul ăsta sau continuăm în vara anului continuăm viitor. Continuăm ce înseamnă? De la Milostea? Nu de la Milostea, de la Bengești. Ah. De la Bengești către Milostea sau continuăm în vara anului viitor. Depinde, totul depinde de vreme. Deci deja de acum încolo. Deci practic astăzi, în această perioadă, ajungându-se la Bengești. Oricum acolo era planificat să se oprească la Bengești, să fie limita, că așa se lucrează pe tronsoane. Primul tronson îl facem la Bengești. Până la Bengești facem, ne întoarcem, reparații totale, marcaje, pus în siguranță, dăm drumul la trafic în condiții normale, numai să nu mai fie restricție de 40, să nu mai fie problemele. Și după care plecăm de la Bengești către Milostea. Deci oricum asta era o chestie programată, nu e, n-a venit nimeni că, cu parul să ne oprească, da, la întreb, Bengești. Vă întreb acest lucru pentru că în mod cert conducătorii auto, telespectatorii care sunt și conducători auto, sunt dornici să știe când se va termina această chestiune, în ideea în care nu putem să ascundem nervii, nu putem să ascundem supărările din trafic sau, în cazuri mai nefericite, chiar banii din buzunare pe care îi dăm atunci când mașinile sunt afectate. Știu cazuri de persoane care au fost nevoite să facă regulat acest traseu, cel puțin până dincolo de Pistești, în acele prime săptămâni, și care au schimbat de cel puțin două ori parbrizul. Păi de ce s-au grăbit să-l schimbe? Că nu pică pe tine parbrizul în momentul. Deci, o să ne înțelegem foarte clar. Criblura când sare, nu-ți sparge, nu-ți pleacă crăpătură imediat. Poate nici nu pleacă, decât îl cioblește. Că a mai venit cineva, avea niște crăpături prin geam, de era și pământul intrat printre ei și a, uite, mi-a spart acum. Dom'le, hai să fim oameni serioși. Se vede că să ne respectăm unii pe alții totuși. Stimate domn, vă mulțumim pentru prezență în această seară. Sper că am mai lămurit din ceea ce se petrece pe acest DN67, cel puțin pe porțiunea pe care se aplică tratamentul. Eu mi-am lămurit niște nedumeriri privitor la faptul dacă volumul de emulsie este corespunzător. Dumneavoastră a spus că da, că acel utilaj asistat de calculator nu are voie să greșească. Sperăm să se termine cât mai repede supliciul. V-am spus, dacă pune mai multă piatră, pierde constructorul. Dacă pune mai puțină emulsie, pierde constructorul. Da, suntem nevoiți să punem aici punct emisiunii. Vă mulțumim pentru prezență. Cu multă plăcere. Colegii ne somează să punem punct emisiunii. Nu pierdeți programul de muzică populară. Vă urăm o seară cât mai plăcută. La revedere!